și la casă, uite și pe cățelușul ăla, uite și pe... Mai ales că te-o făcut și disperat acum. A venit la mine cu un gest de ăsta. Mă, te vorbește cu fanii tăi, nu știu ce, să nu mă mai înjure. Dar eu am putere. Păi oricum tu l-ai ajutat pe el atunci, nu? Sunt de mii de oameni care mă votează, care mă iubesc. Că te-o făcut și disperat. Cine? Ela. Păi așa mi-a zis aseară, bă, disperatule, dar n-avea nicio treabă ce vorbeam noi, gen cum aș vrea. Dar ce treabă ai tu cu ce spune lumea, că tă, nu înțeleg. Care lume? Păi nu, păi... nu am treabă cu ce spune de mine. Poate să mă bag în toate felurile, oricum m-au făcut din cauza ei, că a făcut un live, m-a pus în umbră, m-a făcut varză, că sunt un îngânfat, nu știu ce, m-a jurat toată lumea, nu asta e o problemă, dar vreau, dacă tot m-a jurat toată lumea, să o vadă și pe ea cum e cu adevărat. O femeie cât ar face, tu nu trebuie să ripostezi în ea. Bine că eu nu iau apărarea. Dacă ești bine crescut. Da, știu ce adică, zici. Turcu a venit spre mine săptămâna trecută, mai să mă lovească. A venit Andreea Pirus și a intervenit în mine. M-a făcut zdreanța, am jurat de mama, de morți și așa mai departe. Și el, ca și coleg de cameră, s-a apropiat, nici nu a zis, bă, oprește-te, nu te duci și pe scandal, nu? Adică, dacă îți place, încerci să protejezi, în primul rând, oferi protecție și apoi respect. Cum mă respecti tu? Făcându-mă nebună? Să vadă toată lumea. Și acum voi, care vă considerați prietenă cu ea, pentru toate pazele pe care le faci. Nu e nimeni prieten aici. Nu, hai lăsați-o. Eu am spus singura mea prietenă. Ligi, las-o. Dacă tu vrei să insinuezi niște chestii, e treaba ta, Cătălin. Eu singura mea prietenă e Andreea Pirui. Da, da, Andreea, uite, eu... Restul vorbesc din complezență, atât. Nu pentru că am eu o prietenie aici, să ne revenim. Perfect. Dar eu simt și Andreea opri că poate să confirme că ea, mai devreme, a fost un pic dezamăgită, frustrată, că zice, uite frate, eu pe asta am considerat o prietenă, m-am băgat pentru ea și uite ce face ea. Corect, Andreea? Asta e treaba lui Andreea Pirui, nu e treaba mea. E treaba da. Andreea. Mă rog, vorbeam nu de ele, nu neapărat de tine. Oarecum. Dacă ea e doar cu Andreea, să știa, nu e cu Ela. Da, nu păi da. Pirui e cu Ela. Păi despre Pirui vorbeam, nu despre ea. Despre Andreea Cătălin. Pirui. Da. Eu am fost oarecum puțin dezamăgit. Da, eu am văzut treaba asta și toți am văzut. Pentru că eu stau să mă cer cu toată lumea, inclusiv cu prietena mea, Ligi, și în secunda următoare ea vorbește cu prietenele respective. Ce spune asta? Că de aici am plecat. Ce spune asta? Că nu dă doi bani pe tine și pe prietenia ta. E foarte simplu. Ce ne dăm după degeni? Stăm așa. Nu, a zis că așa e caracterul. Ea mai naivă, ea n-are experiență. Ce naivă, fraților? Hai mă, lăsați-mă cu postil. Bă, lăsați-mă în casă, măi, puterea dragostei mie, nimeni naiv. Știi care a fost singur naiv? Eu nu ți-o așa plecat. Dacă ea s-o juca cu Roxana, asta nu înseamnă nimic. Nu înseamnă că e falsă. Poate e genul de persoană care trece repede de piste o cealaltă și eu sunt la fel. Păi da, atunci n-ai cum să mă cer cu tine pentru ea, că eu o să rămân certată. Păi da, tu ești vinovată. Păi asta zic eu, pe mine e nervoasă. Păi pe viitor știi ce ai de făcut. Pe viitor a zis. Dar asta este o lecție pentru tine, Andreea. Asta nu chiar dacă nu o să mai vorbesc cu ea, sau Doamne ferești, dacă o să fie... Vorbești, dar asta ca să fie o lecție pentru tine, înțelegi? Exact, dar dacă o să aibă dreptate ea în ceva, probabil o să mai susțin, dar nu să-mi pun toată lumea în cap și mai grav. A fost nervoasă o oră să stau nervoasă, nu se merită. Trebuie să fie pentru persoana mea și pentru Marius, atât. În rest pentru... Păi normal. Bine, și Ligi, bineînțeles. Și ca să închei, eu am avut atitudinea asta pentru că m-am considerat că ea nu e exact cum e aici. Nu vreau, la televizor vreau să arate altceva. Și eu am o problemă cu falsitatea și cu oamenii mincinoși. Și eu am pe creier. Mie îmi stă pe creier, pe mine dar nu mă minți. Eu n-am mințit în viața asta pe nimeni. Ea m-a făcut fals. Dar știi care e problema? Tu ai o problemă cu ea. Nu, păi pe ea am simțit-o, falsă. Vrei să te mint cu ea, am interacționat mai mult. Ce să spun? Cu comportamentul ei, fată, că e alta păi aici și alta afară. Păi ce sunt astea? Cătălin, eu vreau să cred și să consider că e naivă. Îți place de ea. Și nu vreau să cred că e falsă. Adică... Da, ține la imaginea ei, dar ce nu-i nimic imagine, de... Ce imagine, mă, fata, auză și pe asta o imagine. Nu-i nimic de acuzat. Băi, fata mea, e vorba că vrei să-i induci lumea în eroare. Da, păi să ducă lumea în eroare cumva că umbli tu după ea și ea n-are nicio treabă. Andreea Oprică, tu nu ești fraieră. Sau să-i trimită cuiva să se laude ea, uitați-vă și la asta, ce bine arată, ce nu știu ce stă... Dar nu este nimeni vinovat, dragul meu, decât tu. Ce să spun? Ata putem. Da, mă, fiecare suntem construiți diferit. Cătă, ce vrei să faci acum? Să o educi tu pe ela la 24 șerpi, de ani? Suntem sau, șerpi. Nu știu, dar tu vrei să o demași sau nu știu vrei tu. Dar nu vreau să o demași, frate. Da, nu o să eu se când, termine, înțelegi? Eu când oricum vin în fața ta, transparent. Oricum hate o să-ți iei destul. Da, să te aștept. Oricum tu hate, oricum o să-ți iei. Te analizez. Nu analizam. N-ai voie. Bine, ai avut timp. Ce? N-a avut timp. Nu, am văzut ceva. Mă, dar sunteți așa de proști amândoi. Eu am văzut o chestie, dar și m-a prins. Mariana, știi ce înseamnă prost? Nu există în dicționar. Eu am văzut o chestie care... Tu știi ce înseamnă prost? Mă, Fernand, taci odată. Tu știi ce înseamnă prost? Am văzut o chestie care nu vreau să o zic. Fata mea, tu știi ce înseamnă prost?
Lasă-mă în pace. Știi ce înseamnă prost? Pau, dar tu auzi ce zic du-te eu. Du-te să trăiești tu, dacă te rog frumos, nu vreau să-mi ies din fire, te rog mult de tot, te rog mult, te rog mult. Sunt foarte impulsiv, te rog mult. Nu-mi pasă mie, eu am văzut o chestie la tine. Măcar taci, dacă stai aici, măcar taci, până mă duc eu în partea cealaltă. Te rog din tot sufletul meu. Te rog mult, taci, te rog mult. Dar mi-am absent să insult. Te rog mult, te rog mult, taci. Dacă nu, du-te de aici și vorbești în altă parte. Te rog frumos. Nu vreau. Fernand, de-aia avea ceva la nas și n-am vrut să-i zic. Dar voi ați sărit ca doi dibili pe mine. Mamă. Andreea Piruia acum s-a enervat. Eu de-aia m-am luat foc mai mult pentru ea. Că știu că săptămâna trecută i-a luat apărarea mereu și a fost singura. Și când s-a certat Roxana cu ea săptămâna trecută, i-a luat apărarea Andreea Pirui. Drept dovadă la aia apărarea Andreea Pirui și pe aia o doare în cot. Orice zici, orice spunem, noi o să picăm noi aiurea și zici de ce. Dar eu știu. Noi încercăm să arătăm adevărat. Am încercat tuturor să le spunem că lumea o să spună că toți avem ceva cu ea, înțelegi? Toți avem ceva cu ea, așa o să zică lumea. Păi noi avem ceva, dar noi suntem mai nebuni, înțelegi? Nici că noi suntem mai nebuni. 15 persoane nebune și una corectă înseamnă că am înnebunit cu toții. Da. Să umflă vina la cap de nervi. Să dai inteligent, nu să zici tu țărancul ce a zis acolo. Pe cu cine să o dai Roxana inteligent? Tu vezi că nu are două vorbe. Ea a făcut mascarada aia cu Jador pe aici, ce a făcut ea ca să dea bine să mai prindă și ea trei faluri și atâta poate ea. A văzut că eu așa am făcut și cu Jador. Fata mea, fă tu cu spumă, dai cu Jador cât vrei, nu dai tu mie cu spumă și mulțumesc. Ai zis, doamne, că niciodată nu o să ai caracterul lui și nu o să fii niciodată la fel ca el, dar nici n-ai cuși, nici nu dorești. Cine își dorește, mă, treaba asta? Doamne! Ce? Mă face să dau niște discuții așa din afară. Păi dacă mă întâlneam cu fetița asta, pe unde să mă întâlnesc eu cu ea? Că eu, majoritatea fetelor care am vrut erau din sală, bombe, arătau într-un fel. Păi eu nu pot să mă dezbat lângă domnișoara ăla, că eu am gambele mai mici și mă simt complexat. Bă, n-a reușit nimeni să mă exaspereze în viața asta ca Mariana acum. A, nu-i nimic, pe-a liniștit. E de vreme, băiatul. Bă, m-a umplut de nervi, nu mai pot de nervi. Ce zicea? Vorbeam cu Bianca și ți-a băgat peste tine, nu? M-a făcut prost, m-a de făcut... Ce? Că ea de-aia nu stă să vorbească cu oamenii proști, că nu sunt puternic. Și tu vorbeai cu Bianca și de-aia zicea chestia asta, nu? Da, vorbeam cu Bianca de tot alte aia, lucruri, da. Așa facem, măi, e bună. Ieri se ceta cu Bianca și acum nu înțeleg ceva să facă. Și de ce te înjura pe tine? Că sunt prost, că nu că sunt ce? Destul de puternic să vorbesc cu ea. Așa, fără motiv? Că vorbeai tu cu ea, nu? Cine? Mariana, cine? De ce te-a făcut prost? Discutam cu Bianca. O, din să ajungi, Mariana, că nu te păi și când am ajuns de treaba ta, nu mai te bagi de că zicete Bianca. Că s-a lăsat vrăjit prea ușor de Bianca. El la cele scene le-a făcut din motivul că l-ai băgat prea mult seamă. Mariana, taci, că n-au nimic! Păi eu vorbesc. Doamne, doamne! Frate, nu aruncă-mă fată cu nimic. Ceva, dar ce vreau să ajung? Bianca l-a băgat prea mult în seamă și s-a urcat asta prea sus. Și a început să... Până acum nu exploda așa. Mariana, dar tu ce te bagi în discuția lor? Mariana, te scuip. Dar nu se băga, măi. Noi eram în patru, era și Darius. Tu ești afară că te agiți foarte tare. Ești tu afară, că tu ai vrut să arunci cu vaza în mine. Tu ai vrut acum să arunci cu vaza în mine. Lasă, Mariana, că sâmbătă asta la taclare până la patru. Uite, o să dau cu fetele. Uite, uite așa. Uite. Dar care e problema? Să fac ce vreau eu. La TV nu dai. Da, îți dai seama, dar tu dai bine că ești disperată. Mai tu că de-aia ai luat-o razna. Dar eu nu vă rog. Mariana, toate și mor de ciudăcată de ciudăcată. Hai mă, hai măi, cu minte. Vezi ce ai rețea? Ce să-ți fac dacă nu mai... Toate explodează. Dacă nu aveți idee, nu reacționa, ce să fac dacă rapidă? Tu, Mariana, nu mai teroriza acasă. Eu zic 10. Mariana, au zis altcumva. O zis că Bianca ar fi singura persoană din casă care ar vorbi, care ar putea să vorbească cu ea chiar dacă ar avea o relație sau ceva de genul ăsta. Nu, n-am zis asta. Ceva de genul ăsta. Nu, el a înghițit momeala. Care ar putea purta o conversație, ceva de genul a zis. Dar nu poate să spună Fernando chestia asta pentru că cu restul fetelor n-am făcut. Păi am demonstrat să mă ia de la Bianca, am demonstrat. Eligi, s-a uitat la emisiune. Și pentru că să mă ia de la ea, de aia și s-o permis să-mi zică. Nu-i ceva. Nu vreau să aud. Zici că e zâna măseluță, Mariana. Dar tu cine ești? Dar de ce zâna măseluță? Eu sunt Johnny Bravo. De ce zâna măseluță? Te-a pus cumva în privat, Diana, să zici că nu mă placi, că te irit, că așa am zis. Doamne, așa ceva! Măi, Mariana, voastră! Încă de ieri. Crezi că are ceva cu tine, Diana, Mariana? De mult, din prima zi. Auzi, e invidioasă. Sunt geloasă pe Mariana.
Invidioasă fată. Iar astăzi când a venit Piruș a văzut că mă înțeleg cu ea la oglindă să uita și nu i-a plăcut. Eu? Ea e nouă, nu știe nimic. Așa e, da, știi tu, Marian. Tot, ha? Dar nu pune mâna pe mine, înțeles? Mă, e kilometri de lângă mine. Kilometri! Pe kilometri. Bă, da. Marș! Te faci de râs. Botrunele aia e garantată. Te faci de râs. Și-o talon galben cu micul scumpită. Pleacă de-i. Și unul roșu. Pleacă de-i. Te-a luat gagicul și-ai țărat așa făcut nuntă, nu ai. Lasă-l, face, pleacă de-i. Las fake-ul ăsta. Pleacă de-i. Ce vreau să-ți place, tu pe tot, te susține, de asta se termină. Ești afară, ești afară. Tot ce fake ești, nu vreau. Chide-i face gură pe aluie. Ești tu. Ea și controlează, înțeles? Dacă ești geloasă, tata, ai fost uitit aici. Controlează. Diana. Dar scuipată pe viață, foarte ești tu. Diana. Auzi că sunt geloasă. Hai, hai, abia aștept să vă împreunați, să plecați de mânuță. Că nu o să rezultați, vă protejați. Da, ea e ciudă că mă ia de tine și știți ciudă că ea ce faci. Tu o controlezi deja pe ea. Doamne, așa ceva, da. Voi sunteți mici. Vei ciudă mie că te-ai luat de el, dar de ce-mi bagi mici? Voi sunteți mici. Am vorbit cu tine la seară, eu că am vorbit eu, că eu să aduc aici în emisiunea anumite chestii, dar tu nu ai cu cine să faci mașinile. Dacă asta sunt văzut, că el de ieri spunea că nu mă... Ok, ce faci, Diana? Ce, că l-am... De ieri. Ok, fată, până la urmă nu... Dar lasă-mă! Nu mă zic de asta. E de la un portocal o seri la mine, mă. E material din gală. Hai departe. O votat-o și era furioasă. Mariana, ești afară. Nu se portocală. Nu e a mea și nici nu vreau să dau la nimeni. Auzi, dar voi de ce, auzi, dar voi de ce mai vorbiți, frate, cu ea? Gata, stați-o băgați în seama, Iurea. Nu doare capul, era. Cum? A, bine, frate, nu s-a dorat zis că sunteți toate faci de TV, faci. Doamne, eu nu mă vor pe asta, frate. Fratele lui vreau să zic, de TV fac. Așa-ți, Mariana, și tu, gata, de te mare cu Roxana, cu Ligi, cu Piru. Cu mine? Cu ce-ți dau? Cu totul, îți faci toate dacă tu îi faci ei așa.